Din nou la știri se încinge disputa între Turcia și Grecia. Ministrul de Externe turc a amenințat Grecia să nu-și extindă apele teritoriale în Marea Egee, pentru că vor exista consecințe grave. În ultima conferință susținută în acest an, ministrul turc de externe Mevlut Ceaușolu a asigurat că nu va permite Greciei extinderea dorită. Poziția noastră este clară, nu 12 mile. Noi nu vom permite extinderea în apele teritoriale nici măcar cu o milă în Marea Egee. Avertizăm încă o dată Grecia să nu cadă pradă unui eroism prefăcut punându-și încrederea în cei care i-ar putea ține spatele. Să nu caute aventura că nu se va sfârși bine pentru voi, a transmis ferm oficialul turc. Ministrul turc a invocat declarația din anul 1955 a Parlamentului din Ankara, care prevede faptul că orice extindere cu peste 6.000 marine a grecilor în apele mării Egee va avea consecințe grave asupra Greciei și vor interveni inclusiv militar. Turcia acuză Grecia de luni că desfășoară armament în insulele din apropierea coastei turcești și cere demilitarizarea celor zone. Cu toate astea, autoritățile grecești invocă legea maritimă internațională care permite extinderea în apele teritoriale cu până la 12.000 marine. Grecia a transmis în răspuns că nu se va lăsa intimidată sau terorizată de turci și va continua planul său. Ambele țări vor avea runde de alegeri vara viitoare și asta ar putea fi miza disputei pe tema apelor teritoriale.